APIE a demarat la începutul acestei săptămâni acțiunea de primire a cererilor pentru plata directă pe suprafață. La sediile APIA din județ sunt așteptați peste 30.000 de fermieri. Micii fermieri depun cererile la sediile locale ale APIA, iar cei mari la sediul județean al instituției. Pentru a se evita aglomerația, depunerea cererilor se face pe baza unei programări. Până în prezent, din 656 de fermieri programați să se prezinte, s-au prezentat 430 de fermieri pe un procent de 65% din fermierii programați. Îi așteptăm în continuare pe fermieri să se prezinte la data și ora programată. Fermierii care merg să-și depună cererea pentru a primi plata unică pe suprafață trebuie să știe că depun o singură solicitare, chiar dacă dețin sau exploatează teren pe raza mai multor localități. În plus, cererea de plată trebuie însoțită de mai multe documente. Documentul obligatoriu cu care trebuie să se prezinte este adeverința conform înscrisurilor din registru agricol, copie după buletin sau actul de identitate și extras de cont bancar. Anul trecut, fermierii din județ, deși mai puțin ca număr comparativ cu anul anterior, au cerut subvenția pentru o suprafață mai mare. În conturile acestora au intrat banii oferiți de stat pentru circa 330.000 de hectare.